Salutare, dragi oameni, bun, bine ați venit la un nou Memo Vlog. În vlogul de astăzi vom pregăti pachetele către România, trimitem pachete în țară și vom povesti așa între timp. Tot timpul când fac pachete, când pregătesc un pachet să trimit în țară, tot timpul mi-aduc aminte perioada când eram copil acasă și mama îmi trimitea, mama, tata, când erau plecați, îmi trimitea pachete și tot timpul, indiferent ce trimit, o bomboană, indiferent, o sticlă de suc, când trebuie să trimit un pachet acasă, îmi aduc aminte de perioada aia, mama, trimite pachet, trimite pachet, ce îmi trimit, să văd curios, așa mai departe. Și m-am gândit cât timp pregătesc pachetele, stăm un pic la discuții, vă arăt așa o mică parte ce trimit. Da, și tot timpul, cum vă spuneam, când trimit pachet acasă, indiferent ce trimit, un lucru mai mic, mai mare, cutii, mi-aduc aminte, practic, primul pachet care îmi amintesc eu, trimis de mama, dacă mi-aduc bine aminte. Mama? Da, mi se pare că mama, primul pachet care mi-l amintesc, cum vă spun. Eram, cred că, prin clasa a treia sau a patra, undeva pe acolo. Vă 10-11 ani aveam, cred. Dacă nu, cred că era mai mic. Vă 9 ani aveam. Și am vorbit cu mama la telefon și mă întreba că ce vrea să-mi trimită. Nu știam atunci de pachet, de trimit pachet în țară și am băi, pachet când vine acasă, atât pachet, de unde pachet? Am auzit eu atunci pachet, era ceva nou pentru mine și am întrebat, ce pachet, cum? Și am explicat că așa vreau să trimit un pachet acasă, era în perioada Paștelui, dacă mi-a luat bine minte. Oricum era undeva primăvară-vară. Știi minte că era cald când am primit pachetul. Cred că Paște era. Era o sărbătoare. Sau era hramul. Ce sunt trimis? Da, nu știam eu ce să zic atunci. Mi-aduc aminte când am primit pachetul. Mi-am făcut de acolo pachetul. Mi-am pus un pachet. Și mi-aduc aminte când am primit pachetul, erau la ora 10:30, 11, undeva pe dimineață. Eram pe afară, mă jucam. Vine un domn la poartă, nu am cunoscut cine era. Și m-a întrebat, aici stă cu tare? Da, e acasă? Da. Fug eu repede acolo în spate la casă, îl chem pe tata, hai repede cu te cheamă un nene. Ce nene? Nu știu, unul cu o mașină mare, așa. Să zice că trebuie să-ți dezi ceva. Eu înțeles despre ce-i treaba, eu nu știam. O vine tata în față, acolo, a luat cutia, băi, mi-aduc aminte, erau cutii mari, nu exagerez. Dar era mai mare atât. Cred că aveam un 2 metri lungimi și vreo 60-70 înălțime. Când am văzut, s-a putea, mamă, cine știe acolo. Curios, bă, ce-i? Ei, mi-a trimis mama atunci toate, dulci, haine, ce mai trimise? Țin minte că era pe timpul răs pe chestia asta. Și acum arăt tu, cu frate, cu mama. Și o trimis maică-mea în perioada aia, prima dată când am văzut. Pastă, nu-i pastă, e spumă de berberit, era la gen spray, cum e deodorantul. Asta care, da, nu e aia cu bilă, spray-urile. Și am văzut un tub mare, era mai mare decât sticla asta, cred, aproximativ. Sau cam așa, era dimensiunea asta, tot așa, groasă. Am uitat, băi, ce e asta? Am citit eu, nu înțelegeam limba ce scrie acolo. Îl agit și îi dau. Eu am crezut că e deodorant. Băiatule, și când îi dau sub soare, ies spumă de aia. Mă uit, ce e ăsta, băi, am descoperit la mine. Mă, ce e ăsta? Vine, tata, să uite pe el, bă, ești geita. Nu știu, că dacă știam, nu-i folosam așa, nu? Spumă de berberit. Am zis un telefon, da, să spune. Am zis, fratele meu, dacă tu ești care mă sune acum, te salut. Te sunt după. Ce? Cum spumă de bărbieri? Eu veneam la bunică, cum erau înainte să pun urbi alea. Darts ar se chema, nu erau darts, altfel se chema. Și eu că aveam să punea militel cu cămătul de la, nu știu cum se cheamă, care dădea, rămâia apă, dădea pe ăla și apoi dădea pe barbă. După aia am văzut la el, darts ar se chema, nu darts, ceva cu td, apostrof, artos, ceva de genul. Și mai vedeam la el, tot la fel, era băga, strângea de tubă, dar nu era spumă, era
Cum ar fi pasta de dinți, arăta. Și când o luai pe față, făcea spuma aia. Eu știu și aia pasta. A, barna de apă. Dar ce cel mai tare la chestia asta? E că spuma aia arăta foarte, foarte, foarte mișto. Și când mai plecam la copii la joacă, da, se miros și eu frumos, adică mirosul, nu mirosam urât, dar da, copilul fiind, ai, era un miros deosebit pentru mine, n-am mai văzut atât de miros. Ce făceam? Furam tubul ăla de pastă de bărberit la tata. Mă spălam pe mâini cu el. Și după ce mă spălam cu el pe mâini, dădeam și pe față. De multe ori am dat și pe față cu spumă de aia și mă spălam în loc de săpun. Mi-a lăsat frumos, mi-a plăcea cum miros. Și tot timpul furam pasta aia. Pentru că mi-a zis, nu știu, că a nu durat o lungă zile, ci o lungă mult. Și deja un tub de la consumasă. Aveam... Când mă spălam, am descoperit mirosul, mă spălam nici 3, 4, 5 ori pe zi. Aici și mă. Ce gruze? Am ceva să făcut, nu știu ce. Da. Asta e catedrala din Köln. Apropo, am dat, vă spun, sunt în Germania. Asta e miniatura catedralei din Köln. Domnul din Köln. Așa arată. Poate mulți ați trecut, ați vizitat Köln. Super mișto. Köln e un oraș chiar foarte frumos. Mie mi-a plăcut. Am locuit și în Köln anul trecut. Am trecut acolo în Köln? Acum 2 ani. Acum 2 ani? Da. Acum 2 ani am locuit și în Köln. Vreo 7 luni, nu 7 luni. Prin iunie. Nu, din iulie. Din iulie, la începutul lui iulie, mai știu exact. Până în decembrie. Dă să-i arăt. Dă-mi un pic, stați așa să-i arăt. Am o jucărie pentru o fetiță de 3 ani, nu-i dăm numele, la nimeni nu vreau să dau numele din momentan, în clipurile mele, în vlogurile mele, vlog, clipurile mele care le fac. Tot timpul când merge la farmacie, mama e și cumpără pastile sau și cumpără, este acolo la farmacie un loc, se joacă pentru copii. Un colț micuț și este o masă cu porcării de astea, și mai mari și mai mici, și tot timpul stă la alea să joace. Ce plânge când ai de acolo, nu, mai stau, luăm acasă, face. Și am găsit o șmecherie de asta pe internet, aici, am niște aplicații, care îți dă zone, pui zona unde ești, și în fel de mercator, OLX. Nu fac publicitate la nimeni. Cum sunt țară, le vând oamenii care nu mai au nevoie de ele sau uite. Sau așa. Alții mă dau și gratis. Și negociez. Cum? Cât dai pe ele, cât vrei el, cât dai tu. În fine. Da, unde rămăsesem? Ah, da, mi-am amintit. La Köln și Catedrala. La Köln și Catedrala ați văzut-o. Că ai locuit. Da, că am locuit în Köln, când intrăm vizitea de acolo era. Am lucrat la KFC în perioada aia. Dar nu mi-a plăcut KFC-ul. Adică mi-a plăcut. La început a fost frumos, nu pot să spun. Chiar a fost super. Și oamenii de acolo erau super ok. Singurul lucru care m-a plăcut acolo a fost chestia că... Vinerea și sâmbătă acelea și un liber, da, și un liber, da. Ia întoarce, vezi, îți vezi ceafa. Nu, atunci nu vezi liber. Când te întoarci și îți vezi ceafa, atunci primești liber. Și asta nu a plăcut, în rest așa, munca, ca zic, a, muncă mult. Într-adevăr, să spunem că da, era mai față de locul unde lucrez acum, în comparație cu KFC-ul, da, n-ai ce spune. Îi muncă și aici, nu pot să spui că nu, dar nu se compară cu munca de la KFC. Dar nu, stăm acum să dăm explicații cum. O să facem un alt vlog despre locul de muncă de aici, unde lucrez în momentul de față, despre KFC unde am mai lucrat, că atât am lucrat în Germania, în KFC, și acum unde lucrez acum. Nu spunem încă. Vreți să vedeți unde lucrez. Adică nu... S-a aflat locul unde lucrez momentan. Dați un like, un share, un subscribe. Cu pace, cu omenie, cu tot ce trebuie. Și vă povestesc despre locul de muncă. Lăsați în comentarii dacă vreți să vedeți locul de muncă, dacă vreți, tot cum vreți, dar nu știu de ce. Dacă vreți să aflați locul de muncă în care lucrez și ce fac momentan, practic unde lucrez nu am voie să filmez, nu îmi dau voie să filmez, îmi dau ăștia liber și nu mă risc, dar practic nici nu am cum, nu că nu mă risc, n-am cum să filmez.
Și chiar dacă aș putea, sincer, nu, nu-mi dau voie, practic am simbat în contract, n-ai voie să ai, faci poze, n-ai voie să filmezi, deci să facă să nu știu. N-ai voie să filmezi, n-ai voie să faci poze. Când mergi la vestiarii, ai pe ușă plancardă, plancardă, nu-ți de la... Spune că n-ai voie să filmezi, n-ai voie să faci poze, cum v-am mai spus. Și spune să lași telefonul în vestiar, dacă nu le lași în vestiar sus, unde-s vestiar, unde te schimbi cu hainele de, hainele de acasă și ți-ai halatul pe tine și ce-ți mai e. Deci se lasă în partea cealaltă la cantină, că sunt două vestiare, vestiare de sus, unde ne schimbăm. Deci papuci de acasă, haine, fes și ce mai vii tu, fălaș și altele. Și mai este unul în partea cealaltă la cantină, unde mergi cu pachetul și mergi de acasă, ce vrei să mănânci. Dacă vrei să mănânci, dar nu poți să-ți cumperi la cantină, nu-i problemă. Și zici, se lasă în partea aia, și acolo nu te caută nimeni, dar în pauză ai voie să le iei, stai, nervi, vorbești, suni, nu-i problemă, dar dacă te găsești, mai vin controle. Nu s-a anunț, nu mai vezi că vine, buf, control și te întreabă, ce scoți atât? N-ai voie, practic ai voie doar ce ții strict din muncă. Foarte, că n-ai voie, practic n-ai voie nimic în buzunar. Doar cheile care le-ai la vestiar, atât, în rest, absolut nimic. N-ai voie, telefoane și alte prostii, ce știu, nu mai treci nimic prin cap. Nu, dacă te găsești cu el la ei, ceva, nu-s cheile, practic, ai ceva în plus, în afara cheilor, în buzunar, nici bani n-ai voie să-i ții la tine. Dacă spui, băi, ai bani, bani și țin în buzunar, nu, în vestiar te încredi să ții. În fine, da, trecem peste, v-am spus, dacă vreți să aflați, un like, un share, un subscribe, o distribuire puternică și lăsați în comentariu, da, vreau, nu, nu vreau. Dacă nu, lasă-ne în pace, băi, moldoveanule, cu prostiile tale și cu clipurile tale de rahat. La unul le place, altul nu le place, cui vă place, vă place, cui nu. V-am pupat, să fiți sănătoși. Ora și la gară, nu vă obligă nimeni, absolut nimeni, să stați, să vă uitați la clipurile mele. Vă place, vă place, nu, v-am spus. Ora și la gară.